vineri vom face un personaj mai complicat un pic. Începem cu ochiul din partea dreaptă. Mie mi-este mai ușor să încep cu ochiul din partea dreaptă. Fiecare cum vă obișnuiți, dar cu siguranță dacă voi luați după mine, trebuie să faceți prima dată ochiul acesta. Sau poate că derulați înainte, înapoi și facem un ochi așa, tot un personaj undeva acolo, manga, stil manga, western, undeva între. Acum, în partea cealaltă facem încă un ochi aproximativ la fel. Poate nu, folosiți-vă de liniile, de puncte de ajutor, ca să știți să uniți aceste linii aproximativ. Venim cu ochiul, iată, în jos. Super, mai facem încă un plic niște ploape. Așa. Poate ați reușit. Punem aici și orificiile lacrimale. Super, acum facem sprâncenele. Faceți-le un pic mai groase la bărbați. Faceți sprâncenele când desenați. Bărbați, băieți, faceți-le sprâncenele un pic mai groase. Dacă le faceți subțiri, vă arăta mai feminin, mai ales că în stilul manga, western, în ce desenez eu acum, nu știu. Dacă folosiți linii subțiri și așa mai sensibile, duce la mai feminism. Și probabil ați observat că în multe desene băieții seamănă cu fetele. Bun, haideți să facem și nasul. Mai hotărât, puteți să apăsați la liniile de la nas, nu așa cum am desenat când am desenat fata. Bun, mai umpleți cu negru acolo, vreți să arăte bine la sprâncene. Și acum haideți să-l facem zâmbitor, ridicați în sus liniile. Mergem frumos, cu linia în sus, facem gura în jos, într-o parte. Mai puteți pune aici încă un punct de zâmbet și haideți să-l facem că râde cu gura până la urechi, în ghilimele. Aceștia vor fi dinții. Umplem cu negru în zona pe care noi vrem să... Ia uitați așa și unim zona aceasta. Așa. Bun. Aici vine buza de jos. Uitați, va trebui să existe această distanță. Aici vine un pic buza de sus. Și acum vine partea cu barba. Aproximativ la distanța cât e gura, faceți barba. Bine, acum vă dați seama, avem desenate, nu mai se păstrează aceleași proporții. Faceți falca, mergeți în paralel un pic cu capul, să nu pară că îl faceți prea grăsuț după aceea. Așa, puteți să faceți aici o linie care vine așa către obraj. Și, foarte important, repet, încercați să puneți puncte de ajutor. Să știți exact cum să faceți partea cealaltă. Și apoi uniți-le, bineînțeles. Aproximativ, îngroșați linia ca să fie mai fermă, super, așa, și cum trebuie să punem urechile undeva în dreptul nasului, vine o ureche, în partea cealaltă vine cealaltă ureche, suntem aproape de final, facem gâtul, în jos, mușchi trapez, bun. Așa, și acum facem părul. Undeva de aici, venim cu părul. Hai, de data asta facem un pic cu curly ons, ok? Ia uitați. Așa, venim și aici un pic cu părul. Puteți să faceți cum vreți voi părul. Nu există un criteriu. Eu am hotărât să-l fac așa. Voi puteți să-l faceți cum vreți voi.
Bun. Și acum trebuie să facem și pilele. Haideți să le facem. Așa. Și undeva în partea asta altă ar trebui să fie cealaltă. Haideți să vedem. Super. Și facem și irisul sau ce avem noi aici, negru în ochi, când spuneți voi. Și ca să dăm și viață, așa cum am făcut și la desenul feminin, punem o culoare, oare ce culoare să punem? Hai să facem ochii verzi. Bun. Fata a avut ochii albaștri. Îi facem lui ochii verzi. Ia, uitați așa. Super. Repet, faceți liniile una lângă alta repede, cât de repede puteți, una lângă alta. Bine, ca să nu pierdeți foarte mult timp, nu că ați putea să faceți și mai încet, faceți mai încet și haideți să îngroșăm un pic câteva linii și aici, așa, la păr, să dăm un pic de adâncime, uitați așa. Barba o mai îngrușăm un pic. Super și cam atât. Bun. Dacă v-a plăcut, nu uitați. Eu sunt Titus. Dați un like. Vă rog. Vă aștept pe canal.